În prima zi a lunii noiembrie, la Centrul de Afaceri din Timișoara a avut loc un eveniment de marcă dedicat antreprenorilor de succes din județul Timiș. Gala Excelenței în Afaceri, topul firmelor din județul Timiș, ediția 31. Organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, evenimentul a fost un prilej de celebrare a performanței, strălucirii și excelenței în afaceri, reunind cei mai proeminenți reprezentanți ai mediului de afaceri din județ. Topul firmelor din județul Timiș este parte dintr-un clasament realizat pe baza unei metodologii unice aplicate la nivel național de camerele de comerț teritoriale. Între cele mai dezvoltate județe ale țării și care prin forța firmelor, forța oamenilor, managerilor, a adus foarte mulți bani la bugetul stat. Tocmai de aceea, eu cred că în ultimul timp s-a și văzut acest lucru, să se întoarcă acești bani înapoi către județul Timiș. Asta înseamnă investiții, asta înseamnă bani viitori și acolo unde merită. Iar Timișul este unul din județele care merită să beneficieze în continuare de investiții de la bugetul de stat. Așa că am ținut să marchez astăzi, ca și în alți ani, acest eveniment, tocmai ca și mulțumire pentru cei care, prin plus valoare, aduc bani la bugetul de stat. La topul firmelor, ce ne povestiți despre seara aceasta? E o seară frumoasă în care celebrăm puterea firmelor din județul Timiș. Suntem cel mai puternic județ după București și asta nu este în primul rând datorită politicienilor și datorită firmelor și angajaților lor. Și asta este un motiv de bucurie și de mulțumire și ne și responsabilizează să lucrăm și mai bine pentru un mediu economic în care firmele pot să investească și să crească. Și asta am exprimat și eu în scurtul meu speech și mă bucur că azi e o seară în care mediul privat este în mijlocul atenției. Clasamentul din acest an a inclus peste 15.800 de firme care au împlinit criteriile de eligibilitate. Dintre acestea, 1.865 de companii au reușit să se claseze pe primele 3 locuri în funcție de domeniile și grupele de activitate și clasele de mărime din care fac parte. Firmele care s-au clasat pe primele 3 locuri în top pentru anul financiar anterior au fost evidențiate în cadrul ceremoniei, fiecare primind recunoaștere pentru performanțele sale. De asemenea, companiile care au obținut locuri pe podium în mod constant timp de 10 ani consecutivi au fost onorate cu trofeul de excelență, o distincție ce reflectă perseverența și angajamentul continuu către excelență. Ca în fiecare an, au fost acordate și premii speciale pentru firme, asociații și instituții care s-au remarcat prin realizări excepționale sau au aniversat momente importante. Aceste distincții aduc un omagiu contribuției acestor entități la dezvoltarea economică și socială a județului Timiș. Gala Excelenței în Afaceri, aflată la cea de-a 31-a ediție, a fost din nou un eveniment emblematic pentru județul Timiș. Într-un cadru elegant și distins, cei mai performanți antreprenori au fost onorați și au celebrat împreună reușitele lor și angajamentul față de excelență. Acest eveniment este o dovadă a dinamismului și competitivității mediului de afaceri în județul Timiș, reafirmând importanța unei viziuni orientate spre performanță și dezvoltare pe termen lung.